Viceprimarul Adrian Tudor consideră că un dialog deschis între conducerea Apareggio și primarul Marcel Romanescu ar rezolva problema apei și a canalizării din oraș. Alesul crede că soluția stă în mâna ambelor instituții, care ar putea face front comun de dragul cetățenilor. Dar atâta timp cât tu, ca primărie, nu te așezi la masă cu managerul de la Apareggio, nu te pune nimeni să te iubești cu el, să te pupi cu el, la mijloc sunt interesele cetățenilor. Domnule, de ce nu am apă la robină? Ce omul o să-ți spună? Pentru că la Vâja nu ai apă, pentru că la Sohodol nu e apă, pentru că în bazinul hidrografic Șoșița nu e apă. De unde să vină apă la robinet? Și ce facem? Și atunci specialiștii de acolo și cu ai tăi din primărie găsesc soluții. Mai facem niște puțuri, mai forăm niște puțuri. Dar dacă tu nu faci nimic, de unde să-ți vină apă? Atunci, decât dezbateri publice pe la teatru ca să spui că uite ăia sunt răi și eu, mai bine faci papa rudă, conform tradiției populare, ca să plouă. Vicele crede că municipalitatea ar putea să ajute prin forarea unor puțuri de apă. Bani ar fi, însă nu sunt cheltuiți corespunzător. Ca să ai apă, tu ca primărie, ca UAT, trebuie să faci investiții și să faci puțuri. Bineînțeles că dânsul spune că n-are bani de puțuri, că e guvernul PSD care nu-i dă bani. Dar acele spectacole din centrul orașului, care au costat 6-7 miliarde lei vechi în vara asta, ca să aducă turiștii din comunele învecinate, cu banii respectivi, primăria Târgu Jiu putea să facă cel puțin 8 puțuri, să foreze cel puțin 8 puțuri. Și atunci mai rezolvam din această problemă. Tu, primarul orașului, să aloci 1 milion de euro pentru fântânile arteziene, să le pui luminițe, în condițiile în care n-ai apă la robinet și ai nevoie de puțuri de apă, ai nevoie de noi prize de apă în munte, aici despre ce vorbim? Marcel Romanescu îl contrazice și spune că nu poate crea toate aceste investiții, deoarece sarcina ar reveni operatorului de apă. În momentul acesta și așa suntem, cum să vă spun, la limita legii, dacă vorbim de toate lucrurile pe care le executăm noi. La limita legii. Eu n-am spus că am încălcat legea. Da? S-au făcut înainte și eu nu pot să las un cetățean din municipiul Târgu Jiu fără o canalizare funcțională sau fără anumite lucrări pe care trebuie să le fac pe aceste conducte. Însă, domnul Tudor uită un lucru pe care eu îl explic de 6 luni de zile. Da? Dacă dânsul este absent de 1 an și jumătate din primărie, n-are cum să le înțeleagă. Din prețul apei și canalizării pe care îl plătește fiecare cetățean din municipiul Târgu Jiu, 30% se duce într-o zonă de dezvoltare. Nu poate să facă Apareggio, de exemplu, puțuri la Târgu Jiu. Și vă spun logic de ce. Pentru că nici eu, Târgu Jiu, ca acționar la Apareggio, n-aș fi de acord ca Apareggio din banii ei să facă puțuri la Turceni. Sau la Motru. Pentru că suntem mai mulți care suntem acționari acolo. Și Târgu Jiu, și Scoarța, și Motru, și, mă rog, mai multe localități. Și atunci tu din banii ăștia care sunt ai tuturor, da, vii să faci niște investiții în Târgu Jiu, ori nu se poate lucrul ăsta. Trebuie să înțelegem că este un prestator de servicii, Apareggio. Primarul ia în calcul să delege atribuțiile pe relația cu Apareggio viceprimarului Adrian Tudor.